Procesiunea s-a încheiat aproape de miezul nopții, când ultimul credincios a ajuns să se roage la Aracle. În ansamblu, evenimentul religios, din punct de vedere al organizatorilor, a avut succes și totul s-a desfășurat în liniște. Toți creștinii noștri au așteptat cum se cuvine acest moment și l-au apreciat cum se cuvine și, dincolo de toate, l-au cinstit cum se cuvine. Și pe Sfinții Calinic de la Cernica și Sfânta Muncenință Filoftea de la Curtea de Argeș, la fel. Totul s-a desfășurat în condiții mai mult decât normale, nu am avut niciun fel de incidente. În sensul acesta am putea să spunem că suntem mulțumiți și că toată lumea a înțeles despre bucuria duhovnicească pe care ne-au adus-o cei doi sfinți atunci când au poposit și în municipiul nostru. Populația, oamenii au venit, s-au comportat ca un exemplu pentru, numai pentru România. Ne aștept bunul Dumnezeu cu o vreme frumoasă. Raclele cu moaștele celor doi sfinți au fost luate de pe scenă de alaiul de preoți și duse la mașini. De la Pitești, moaștele Sfântului Ierarh Calinic au ajuns la mănăstirea Cernica de lângă București, iar cele ale Sfintei Filoteea la mănăstirea Curtea de Argeș, acolo unde pot fi găsite de credincioși.